plasma. TVR Iași continuă seria surprizelor pentru telespectatorii fideli. În cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr s-a lansat DVD-ul cu spectacolul Fram Ursul Polar. Formula aceasta de stocare, de înregistrare video și de stocare a unui spectacol pe, de data aceasta, formula de DVD, le oferă posibilitatea, pe de o parte artiștilor, pe de altă parte spectatorilor, să revină la Fram Ursul Polar de câte ori doresc, chiar și atunci, sau mai ales atunci când spectacolul nu este jucat pe scena noastră mare. Pornind de la textul lui Cezar Petrescu, regizorul Constantin Brehnescu a realizat o adaptare ce a fost pusă în scenă la începutul anului 2013. O carte celebră cu o poveste celebră, cu o întâmplare nemaipomenit de interesantă, trebuia să fie pusă pe scenă spre bucuria nu numai copiilor, fiindcă povestea respectivă nu se adresează numai copiilor. Actrița Iulia Dăloiu Trif a dat viață ursulețului care a marcat generații și generații. Emoții am văzut și la copii foarte mici, de 2-3 ani, care se pare că s-au rătăcit în sală, dar emoții am văzut și pe chipul părinților și a bunicilor, pentru că marele meu secret este că în spatele acelei măști pot să savurez cu mare, mare plăcere reacțiile spectatorilor. Eu îi văd, ei nu-mi văd fața interioară. Videoul este o reamintire continuă și un fel de a mulțumi noi de la TVR Iași celor care vin cu asemenea îndrăznețe și ritmice reamintiri aceste festivaluri, aceste spectacole. În cadrul aceluiași eveniment s-au lansat și o serie de cărți. Un festival în imagini, coordonator Oltița Cântec, Ce ne-ai făcut, domnule, de Constantin Brehnescu și despre arta păpușarilor români, dialoguri cu maestrii scenei de Toma Hogea. Rămân cu această bogăție de suflet, cu acești mari, mari actori păpușari care a avut România și care, despre care nu se știe, nu se mai știe nimic. Prin aceste lansări, studioul TVR Iași pune în valoare arhiva consistentă adunată în cei aproape 22 de ani de existență.